Tot despre lucruri care îmi plac vorbim, dar că astăzi vorbim despre muzică. E chestia pe care o fac de când mă știu, cel puțin așa mi se pare. Serios m-am apucat pe la 15-16 ani, cred. Cu versuri scrise, cu chestii, cred. Și uite că o fac și acum, după foarte mulți ani încă fac asta, încă mă bucur de asta, trăiesc din asta. Aici e locul care încă trec cel mai mult timp, cred. Dar după casă, aici petrec cel mai mult timp, e a doua casă, practic. Și o să vă arăt cum fac chestia asta și de ce îmi place să fac chestia asta. Hai să vă arăt băieții de pe aici. Ia să vedem, să începem primul cu Matache. Da, Matache. Matache, te rog tot cu mâna. Știu că e supărat. Nu ți se instalează VST-urile, am înțeles. Aici l-avem pe Cașta. Cașta. Fratele nostru. Fratele nostru mai mic, dar cel mai mare. Adică. Și în parte bolul unde să vă arăt ce se întâmplă. Cum e magia. Mă aud bine, Matache? Boniță, ce zici, Boniță? Se face la plăcere fără diferențe. Pentru Hârșova! E obsedată grav de control. Își face mereu un alt film rola. Trăim un fel de rock and roll. Nu contează nici momentul, nici ora. Ai sângele rece de creeper. Berlinul tău duce mă ucide, mă. Am creierii fața cum vindecă. Tu m-ai stricat, tu repară, mă. Gelozia devine obsesie. Adevărul devine impresie. Sunt multe momentele în care te iubesc, e doar o expresie. Asta-i. Asta-i, frate. Îmi place. Gata. Simplu. Tu mă mințeai, ai, ai, și mă făceai, ai, ai, nouă vorbe, trei mișto lumea ta, ta. Ai, mă foloseai, ai, ai, ca pe cupari, ai, ai, și mă țineai ca pe trofeu cu ștepa. Asta a fost cu lucru care îmi plac astăzi. Ne vedem data viitoare. Continuă să-mi placă muzica.